Cred că am fost cu toții zguduiți de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieșit în mass media în ultima vreme. Am discutat deja împreună cu colegii de la alte ministere și instituții publice și am decis că vom lucra împreună cu specialiștii de la Ministerul Justiției, de la alte ministere vizate, de la Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse, în colaborare cu Consiliul Rectorilor, pentru a creiona un circuit legislativ astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de analiză, indiferent de forma sa, anonimă sau neanonimă. Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, de exemplu hărțuirea, vor fi transmise direct la procuror și la poliție în urma analizei realizate acolo unde se realizează sesizarea. Vom viza de asemenea armonizarea legislației în acest domeniu pentru tot sistemul public, având în vedere că regulile privind cercetarea la locul de muncă se aplică tuturor domeniilor din societate. De aici nevoia de a ne consulta interinstituțional. Și în plus, așa cum am anunțat încă de ieri în comunicatul de presă, audităm comisiile de etică din toate universitățile din România. Până la începutul anului universitar vom avea un raport privind modul în care au fost înregistrate, analizate și soluționate sesizările pe acest domeniu de încălcare a eticii și deontologiei universitare.